proprio moment ce am jucat pe teren propriu. Din păcate am pierdut în fața unei echipe care trebuie să recunoaștem că ne este superioară. Și aici nu mă refer la Sige, nu mă refer la jocuri orice echipă, însă beneficiază de niște jucători cu o calitate individuală de excepție și din păcate nu am putut să facem față din acest punct de vedere. Nu sunt în mod evident mulțumit de evoluția echipei noastre. Chiar dacă vorbim de diferențele de toate, pentru că, din păcate, consider că i-am tratat cu mult prea mult respect. Și ceea ce am vorbit să facem, din păcate, nu am făcut. Am avut o strategie foarte bine pusă la punct, foarte clară, dar, sincer, nu am reușit. Cu siguranță, încă o dată spun, echipa asta din Samara are niște jucători foarte, foarte buni, dar eu consider totuși că puteam mai mult. Nu vreau să pară cumva că am foarte mare credere în noi, dar, sincer vă spun, asta a fost sentimentul meu pe tot parcursul meciului, puteam mai mult. Noi n-am jucat nivelul nostru, în special de apărare pe care puteam să-l jucăm. Pe de altă parte, ei au marcat, după cum ați văzut, 90% dintre situații, 95% dintre situații, doar de acțiuni individuale. Și, din păcate, marcând foarte ușor la începutul meciului, au căpătat o încredere și mai mare în forțele proprii, după care, practic, nu au mai ratat. Deși, în momentul în care am revenit pe tabelă, dacă ați remarcat, și ei au revenit așa într-o ușoară panică, și ei au început să rateze, și ei au început să se precipite, și atunci ne-a făcut două greșeli absolut stupide. De apărare. Însă una peste alta, mă bucur că am fost lumea la sală, mă bucur că a fost un spectacol frumos, zic eu. Mă așteptam totuși să avem mai multă rezultate cu toții. Cu toții. Îmi doream, tot timpul îmi doresc să depășim condiția și consider că în seara asta nu am depășit condiția, ceea ce ne dorim aproape în permanență. Aștept să-mi puneți întrebări. Eu consider că Denisa și-a depășit condiția. Cel puțin a apărut. Nu neapărat din cauza punctelor marcate, cât și în stilul său de joc. Aici noi nu știm dacă el și-a depășit condiția sau mai poate. Sau asta este condiția lui, deci noi pentru noi este încă neclar. Și-a depășit condiția jocurilor de până acum, da. Da? Dar nu știm dacă... Poate omul ăsta este. Și de-a drumul să fie ăsta. Poate nici nu și-a atins potențialul nostru. Poate nici nu și-a atins potențialul nostru. Deci, sincer, v-am spus-o dinainte camera, eu nici acum nu cunosc. Foarte. Eu sunt lucru normal, pe de altă parte. Asta va veni pe măsura jocurilor oficiale jucate. Credeți că un meci de genul acesta, în care am jucat cu un adversar evident, poate chiar cu două clase, este ceea ce se joacă în România, să nu zic de ce se mi-au luat. Ne dă încredere în perspectiva meciului cu Asesoft. Eu zic că orice meciuri de genul ăsta sunt o experiență în plus pe care o capătă jucătorii, o încredere în plus și am convingerea că la următoarele meciuri mai dificile, aceste aspecte, această experiență va conta. Îmi place să cred lucrul ăsta. Dar în general,
chiar dacă pierzi, aceste experiențe din cupele europene contra la adversar foarte buni îți aduc beneficii pe termen lung. Nu știu dacă în 2-3 zile avea beneficii, dar pe termen lung cu siguranță se vor vedea la un jucător. Vedeți? Așa cum sunteți și dumneavoastră, așa un pic căzuți așa, așa a fost și echipa noastră, așa a fost și sarea toată, nu știu de ce. N-am simțit răutatea aia, în sens pozitiv, din partea nimănui. Doamna, când cred că sunteți, poate singurul care, deci eu sincer, impresia mea era că chiar dacă am revenit, chiar dacă am avut momente bune, n-aveam puterea să-i batem. Bun, dar... Eu sunt de acord, dar știi ce se întâmplă? Echipa trebuie încurajată oricum. Da, corect. Noi trebuie să facem tot ce depinde de noi, iar eu cred că astăzi n-am făcut tot ce puteam noi. De ce sunteți așa de neîncrezător? Pentru că am... Așa de... Există diferență. Da, diferențele există și... Cred că e foarte greu să te aperi în fața unui asemenea jucător, să respecti un anumit plan tactic, când știi că dacă l-ai lăsat o secundă... Păi după cum ți-a și văzut. Ți-a aruncat și atunci ai încercat de multe ori să... Nu știu, am anumit pe cea. Ai încercat de multe ori să faci un pas înapoi, care a fost așa în prima secundă. Da, în schimb, la 69-63, când am reușit să vin de la 15 puncte, să ne apropiem la 6, ce ziceați dumneavoastră, nu neapărat, la un moment dat păreau și ei speriați, de fapt, că am venit din nou peste ei și am dat acea fază cu Dylan sub mine. Intenția mea a fost bună acolo, dar... Titus mi-a spus că, după părerea lui, el a fost scos joala pe știm și noi dacă deci controlat acolo. El zice că a fost scos valabil pentru că